Comentariul meu ar fi că, din păcate, nu seamănă pentru că eu văd doar superficial lucrurile. Și primul pe care l-am văzut aici ar fi că picturile exterioare sunt deteriorate. Tragedia aceasta are o cauză împotriva căreia ne e greu, nu spun imposibil, să luptăm. Timpul. Deși nu beneficiază de ziduri de apărare fortificate precum celebrele mănăstiri ale Bucovinei, biserica din Arbore merită vizitată și pentru faptul că ea se încadrează exact în tipicul bisericilor moldovenești, cu picturile acestea pe care le vedeți pe pereți și, în ultimul rând, să nu uităm că este în patrimoniul UNESCO. Nu am putut vizita biserica în interior. Era închisă, probabil că în zi de târg, și preotul ia pulsul urbei la locul faptei. În afară de faptul că este un monument impresionant și foarte vechi, care se înscrie în tipicul mănăstirilor bucovinene, această biserică mi-a provocat tristețe. Mă gândesc că ne lăsăm bijuteriile pradă distrugerii fără să ne pese, sau poate că există vreun program guvernamental de salvare de care eu n-am aflat. Încă mai cred în minuni. Încep foarte bine, dar am impresia că întreaga biserică a fost acoperită cu picturi, așa cum vedeți aici. Peretele acesta cred că a fost supus intemperiilor vremii, razelor solare, ploilor, vânturilor și pictura s-a distrus, din păcate.